Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ne-a dorit nouă viață veșnică! Acesta este adevărul credinței noastre! Aceasta este nădejdea mântuirii noastre! Aceasta este puterea credinței noastre cele mântuitoare! Vedeți că de la an la an, pomenirea acestor mărturisitori și pătimitori pentru credință, pentru unitatea neamului nostru, capătă atmosfera unei sărbători, a unor slujbe de mulțumire și de bucurie. Pentru că asta este realitatea, ne întâlnim aici într-un anume duh, un anume scop, sub cerul martor al acestor evenimente și lângă osemintele martirilor pătimitori. Puterea aceasta ne vine de la Dumnezeu și de la ei. Pentru că așa, cum s-a mai spus, minunat este Dumnezeu într-o sfinții săi. Și ce frumos! Nu observați, nu mai sărim garduri, nu mai ne colcoțăm pe canapele, nu mai ne ferim nici jandarmi. Și din potrivă, iată o atmosferă de sărbătoare, din ce în ce mai numeroasă, mai frumoasă. Satornicia stegarilor din toată țara. Mă bucur că-i văd mereu aici. Continuitatea de rugăciune a grupurilor de femei, profesoare, mame, care pe ploaie, pe frig, veneau și se rugau la troiță și la mormintele acestor cunoscuți și necunoscuți martiri ai noștri, copiii, bătrânii, fețe monahale, preoți. Nu mai primim mustrări astăzi, primim binecuvântări. S-a oficializat ziua aceasta de cinstire. Mai ne ferim de Părintele Protocop, ci El însuși acum vine, a unui Protocop, să conducă, iată, slujbele cu câte rani și cu ce duc în cuvânt. Toți aveți meritul acesta, mulți nu mai sunt printre noi. Și am podobit astăzi, spre surpriza tuturor, Părintele Florin, cu viitorii agenți ai penitenciarilor cu icoane în mâini, uitați-vă această sărbătoare. Bravo! Asta înseamnă un comandant vrednic. Asta înseamnă un om conștient de menirea lui, ca să ridice mereu oamenii, masele, poporul, la înălțimea misiunii sale istorice și creștinești. De câte ori am avut în fruntea bisericii, a țării și a oricărei instituții, oameni care și-au împlinit vocația lor de creștini și de români, s-au cunoscut o înlăurire și o înflorire. Și ori de câte ori am avut oameni care s-au bătut de la această cale, cunoaștem pagine de istorie, da, de rușine care s-au scris. Reașezați, pe de o parte spălați, păcatele celor din instituțiile noastre, armată, învățământ, biserică, și noi toți greșelile care s-au făcut prin prezența noastră aici, și nu ne e rușine de asta, că s-au făcut greșelile totdeauna în istorie, nu stăm să le comentăm, dar și le așezăm, și iată este o cinste, că le așezăm în linia istorică, da? Și a, într-adevăr, a meritului pe care are fiecare instituție în țara aceasta, biserică, armată, îndeosebit, învățământ, și tot ce poate să cuprindă suflarea românească și creștinească. Mă bucur de mesajul care-l dați acestor copii și tineri printre noi. Nu vă întuiți de avântul acesta sufletesc. Este tocmai darul Duhului Sfânt. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a trimis pe unicul său fiu, da? Care a făcut această ascultare încă la moarte pe cruce. Nu s-a dus cu sila la moarte. A iubit, da, ascultarea și crucea aceasta. A purtat-o cu cinste tare. Ardea să meargă. Dar foc a venit să aprind și tare aș vrea să vrem. Când nerăbdător a purtat-o, ceea ce nu înțeleg sectarii și toți ceilalți, nu mai crucea lemn de tortură, ci era stendardul, era steagul de lupta al nostru, ceea ce Hristos a sfințit-o. Mă bucur nespus că suntem într-o astfel de atmosferă. Așa și noi arătăm duhovnicilor noștri care nu mai sunt în viață. Nu mai sunt aici acele două persoane în vârstă, veterani, deținuți politic. Suntem rămășiți din ucenicilor, dar așa le facem cinste. Că mesajul lor nu s-a stins. Jertfa lor n-a fost zadarnică. Duhovnicii noștri n-au pătimit în zadar. Stariții noștri, ierarhii noștri și tot ce poate să fie sfânt și pur în țara asta pentru idealul românesc și creștinesc, n-au dat o jertfă zadarnică. Să fluturi steagurile, să purtăm icoanele, să cânte poporul, că și Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Și mă bucur, asta este rostul nostru. Cu preoții în mijlocul poporului, armata în fruntea lor și cu mame și copii cu toată suflarea românească, să revenice pe singura cale care și la Hristos, da? Credința strămoșească în care intră toată legea noastră de viață. Mă bucur, ne zâmbesc din icoane, pentru că sunt adevărate icoane, portretele acestor. Valeriu Gafencu, Oprișan și Toșelas,
unii din șirul înaintașilor noștri care cu prețul vieții zâmpind și-au dat măsura, da, plăților, a rostului și a misiunilor care au avut-o. De aceștia cu bucurie au jertfit pentru că au înțeles că altă cale nu este ovreiul acesta, Nicolae Steinhardt. Îi te uimește cum a, deci a putut să înțeleagă el, dar substanța credinței noastre, valorile românești, pentru că s-a botezat, s-a călugărit și a murit, iată ce, cu fruntea sus. Știm în ce condiții a fost înmormântat. Nu știm câți erau socri securiști la mormântarea lui și câți erau, da, dintre drept credincioși. Dar iată-i spânta. Și noi trebuie să ducem mai departe Duhul lor. Ca să ducem Duhul lor mai departe, trebuie să bem paharul care l-au băut ei. Și nu ne dăm la o parte. Iertați-mi un exemplu. Sfânta Perpetua, 19 ani, frumoasă, luată în robie, vremea marilor persecuții. Băgândul care o avea drept sclavă, o plăcea. Vrea să aibă chiar de soție. A văzut că e creștină. Creștinul era interzis, pedeapsa era cu moarte, era lucru clar. Și nu reușea să apropie de ea, pentru că ea să-și păstrea curăția, era logodită cu Hristos. De asta Sfântul Perpetua, cunoaște, vedem amânând. Și la un moment dat, văzând că nu reușește să-și ia apropie lui și recurge la un satrap. Și zice, uite ce este. Am o roabă. Și cu ce este ajut? Am o roabă, mie îmi place de ea, e tânără, dar nu prea pot să o conving. Aș vrea să fii soața. Dacă e roaba ta, asupra unui rob, unui sclav, ai drepturi de plin. Faci și regă, poți să-i tai și gata. E robul tău. Și da, dar n-aș vrea să se le zici. N-ai vrea tu să mă ajut cumva să o determin să se întoarcă către mine. Cum? Păi e creștină. Aaa, ce mi-ai spus așa? Și acesta vine a doua zi, cu satrapii. Acum dacă vine aici o mașină, nu ne miră. Dacă vine smurdu, băi, trebuie să o instituție, s-a întâmplat ceva. Când apăreau aceștia să prădușeau văltoare, așa, după pomană, cum spunea pentru protocop, să înghesui oameni. E o înghesuială plăcută, lui Dumnezeu, dar nu trebuie să o reglementăm și pe asta. E bine, e vechi în istorie. Și vine cu cazanele, cu oamenii, cu satrapii și umple o gradă acestui stăpân. Nu s-a arătat. Și bagă pe foc, bagă pe foc. Oamenii sunt și s-o, clar, să mai fie, mai execută-mă cineva. Și atunci, trecând Perpetua prin curte, și-a dat seama că aceasta a fi după frumusețea echipului și cu vioșia purtărilor. Deci tu ești Perpetua? Surprinse și da. Ha, știi pentru cine în casa noastră a pus moală, nu? Nu, mă duc să întreb pe stăpânul meu. Nu te aduce, că spun eu. E pentru tine. Pentru mine? Da, nu ești creștină. Mai bat după foc, acolo. Și... gata, rumare în popor. Vă execută pe Perpetua, e creștin. Și atunci, asta începe. Dar eu știu pe stăpânul tău. E un om bun. El are o situație bună, știu că a mai făcut așa și cu Arsulac, mai avea o șansă, văd că ești tânăr, cred că ești isteață. Începea să facă, da? La intrare pentru stăpân. Și zice, dacă ești și înțelegi, poți să treci mult, să treci fericit, tu gândești, tu alegi și aceasta întrebi. Și ești un judecător nedrept. S-a surprins. Adică mă dăm la desfrânare, nu? Eu stau la discuții cu tine, dezbrăcați-o și aruncați-o în gazan. Și ăștia stau și înfipt în ea. Și atunci a strigat, pe capul zeilor tăi, poruncește să nu fiu dezbrăcată. Un aspect. Și voi intra singur în cazan, încet, încet, ca să cunoști puterea Hristosului meu pe care tu nu-l știi. A fost o mare provocare, o mare înfruntare. Și ce-a văzut? Lăsați-o. Lăsați-o. Dacă nu te joci. Și s-a rugat. Și s-a uitat la el cum vă uitați dumneavoastră la mine, cum ne uităm noi la icoane, fără răutate, cu credință, cu nicio îndoială. Și a intrat încet, încet în cazan, spre uimirea tuturor, cum se topea, că avea lacrimi, că avea sânge, nu știm, și când a ajuns la gât, s-a săvârșit. Și când s-a săvârșit, toți, și-o-s creștin, și-o-s creștin, și-o-s creștin, toți au strigat. Asta e puterea credinței, dar știu ce așteaptă. Și eu sunt creștin, așa a fost la Horia, la Croșca, așa a fost la Vram, la Tudor, la Iancu, așa a fost la Starițul și la Duhovnicul și la Valeriu și la toți împreună cu ei. De asta spun, asta e puterea convertirii. Darul Duhului Sfânt, simțământul acesta, și eu sunt creștin, și eu crucea, și eu mă bag lângă fata asta, și eu lângă tine, și eu spun Starețul ăsta, și eu merg la pomenire, și eu merg la Parastas, și eu merg la Tâncăbeș, și oriunde va fi nevoie. Nu contează că prou, nu contează că ne înconjoară, nu contează că ne omoară. Nu pot trăi altfel. De aceea fericit prin dumneavoastră întreaga suflare românească. Și tot ce mai mișcă în țara aceasta, în ciuda tuturor constrângerilor care apar. Pentru că în aceste lupte de globalizare, de distrugerea identității naționale, toată deschiderea care am arătat-o,
Noi nu ne-am pierdut luciditatea identității noastre adevărate. De aceea, din nou, armata și biserica și școala și doctorii și medicina și toți învățământul își dau mâna din nou și sunt format într-adevăr o minoritate la nivelul țării, dar care gândește sănătos. Și în fiecare stat, remarcăm astăzi, în ciuda acestui globalism care caută să institui cu forța, cu minciuna, cu teroarea, sunt acești oameni sănătoși și lucizi. Se formează astfel un darul Dumnezeu, oameni care prezintă într-adevăr oriunde se află ei ce înseamnă omul în dimensiunea cea adevărată. Mulțumim, nu mă întind mai mult, dar curăția sufletească, pe care am înțeles-o Valeriu și pentru care s-a luptat, este esențială în lupta aceasta, lupta cu păcatul. De aceea și noi, cel mai mare dușman, să avem păcatul și păcatul din noi, nu neapărat cel din jurul nostru, în afara noastră. Ne încetăm să vechem la ceea ce Dumnezeu ne pune înainte, că avem de făcut astăzi. Suntem slabi, suntem păcătoși, dar nu ne credincioși. Cu nădejdea în Dumnezeu, a dorim vierii noi, o cinstim, o credim și o năzuim și în care ne nădăjduim și pentru căciune tuturor sfinților noștri, pentru șerfa care a dat-o neomartirii noștri, nu vă îndoiți, exact cum iubești iubita, exact cum și-a iubit strămoșii noștri patria, au mers la luptă pentru viață, pentru prețul vieții și produși pieptul pentru ei. La fel, mulțumești copiii, cum iubim pe Dumnezeu, așa îl iubim și pe Valeriu, că e frumos și viul, vorbesc la prezent și pe Calciu și pe toți stareții și sfinții noștri martiri, că sfinți și lucrători. Nu vă îndoiți cu alte cuvinte de sentimentele voastre. Țineți drapelul cu nădejde în continuare. Vărsați lacrimi, dar nu prostește. Să ținem hora unirii, indiferent că ne interzim cu unii sau alții. Nu ne interesează aceste opreliști. Nu vă îndoiți de ceea ce simțiți cu inima, că simțirea aceasta e mai mare decât rațiunea. Și unitatea e mai mare decât orice forță de dezbinare. Este ceasul unității, ceasul mărturisirii noastre. Mă bucur pentru toți și pentru toată lumea. Mulțumim tuturor celor care de sus și până jos ne sunt alături, să ne dau binecuvântări pentru astfel de manifestări. Mulțumim tuturor și din nou, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat!